să înceapă vacanța cu trenul din Franța. Mai țineți minte vorba asta de când eram mici? După cum vedeți, mă aflu ceea ce pare un aeroport, însă nu sunt în aeroport. Și asta pentru că sunt în port, sunt în portul din Miami. Am aici rochița mea de marinar, nodul marinăresc, plus perlele, așa că sunt gata pentru o croazieră. Anul ăsta nu am putut merge în altă țară, am zis că cel mai aproape să părăsim țara și unde avem voie să mergem este în Bahamas. Așa că ne-am luat o croazieră de 5 zile în Bahamas. Acum este luni, o să stăm 5 zile și vineri ne întoarcem înapoi. Decât Bahamas facem și, iar, și mergem pe o insulă virgină, o insulă nelocuită din Bahamas. Iar voi veniți cu mine în călătoria asta. Aș vrea să vă spun așa puțin care este treaba cu vaporul și când te îmbarci pe un vapor care pleacă din țară, cum se procedează. Este pur și simplu procedura de la aeroport. Îți trebuie pașaportul, faci vamă, bagajele le predai. Noi, cum am avut vaccinul, ne-a făcut un test rapid pentru că vor să creeze așa ca un fel de bulă pe vas, ca toată lumea să fie 100% ok. Și cam asta este. Acum suntem aici în terminal să așteptăm să ne îmbarcăm, dar nu înainte de a ne primi rezultatele la acest test rapid. După ce primim rezultatele de la testul ăsta, avem voie să mergem pe vapor, iar nu prea se vede, dar acolo este vasul. Este un vas super mare, se numește Meraviglia, de la compania MSC. Și avem și un copil plângăcios aici, dar ne vedem de pe vas. Și să înceapă vacanța! Am ajuns în cameră, vreau să vă prezint un pic camera, să vă arăt așa cabina cum arată. Și apoi ne schimbăm și mergem direct la piscină. Suntem super impresionați de camera asta, avem o baie super mare. Noi am mai fost mai multe croaziere până acum, dar nu am mai fost niciodată cu această companie. Compania este o companie italiană, MSC. Și până acum suntem super impresionați. Am intrat pe vapor, pe la decul cu magazine și pare ca un fel de mall. Nici nu-ți dai seama că ești pe vapor. Hai să vă arăt camera și apoi plecăm să ne bălăcim. Și haideți să vă arăt camera. Intri aici și primul lucru pe care îl vezi este o mare, mare oglindă. Aici ai și un scaunel. Wow, ce greu e scaunelul ăsta. Este făcut pentru vapor să nu se miște în stânga și în dreapta. Aici avem zona noastră de lounge, care acum este un pic ocupată cu bagaje, că de-abia am venit. Unde te relaxezi chiar așa, televizorul acolo. Aici avem patul unde dormim. Și tot felul de... Aici este ca un fel de ziarul de pe vapor. Aici spun toate evenimentele, toate petrecerile, toate ofertele pe ziua de astăzi, prosoapele. Și cea mai interesantă parte, de fapt, de pe acest vapor este, bineînțeles, balconul! Și cam așa arată balconul. Este minunat. Avem două scaune cu o măsuță aici. Îmi place că aici ne avem acoperit și o să avem umbră tot timpul. Și da, acum este priveliștea din Miami. Acolo este Miami Downtown. Acolo avem în față Star Island, unde stau toate vedetele de la Haiu și nu numai. Iar peste unde se vede acei zgârienori este South Beach. Și da, aceasta este camera noastră. Și am uitat să vă arăt baia. Hai să vă arăt și baia, că tocmai vă spuneam că baia este extraordinar de mare pentru o cabină pe vas. Aici avem și o oglindă din cap până în picioare să îți vezi outfiturile. Și hai să mergem la baie. Wow, cât spațiu! Avem aici toaleta. Avem cadă. Niciodată nu am avut cadă. Totdeauna am avut cabină de duș. Dar aici avem cadă. Și aici avem o ghiuvetă foarte mică, dar foarte eficientă, prosoape aici, avem destul de mult spațiu să ne punem toate cele, da, să șampon, balsam, prosoape acolo și cam asta este camera.
Acum hai să ne schimbăm și mergem la piscină. Pina colada! Uhu! Am venit în cameră, guys, pentru că este atât de cald la piscină. Nu știu, n-am încercat piscina. Am stat un pic și am mâncat și nu știu, parcă mi s-a făcut rău de atâta căldură. Și am venit în cameră puțin și am zis că să profit de perioada asta în care sunt singură. Ciprian a plecat pe Vasca să facă rezervări la restaurante, să facă rezervare la show-uri, pentru că în fiecare seară este un show, în seara asta este Broadway și de-abia aștept, pentru că mie îmi place Broadway-ul foarte mult. Și da, așteptăm la ora 7, pleacă vaporul din port, suntem în portul din Miami, cred că am mai spus asta, și o să vreau să filmez pentru voi plecarea, pentru că este absolut spectaculoasă. Se vede de acolo extraordinar Miami Downtown și apoi se vede frumosul și celebrul South Beach. Cum am decis să plecăm în această vacanță? Noi aveam cam alte planuri pentru vacanța anul ăsta, în condițiile date. Vreau să mergem poate în Chicago sau în New York, dar acum cu noua variantă Delta, lucrurile iar încep să se cam închidă. Și am zis că cea mai bună variantă este să mergem pe un vas de croazieră, pentru că absolut toată lumea este testată. Dacă ai vaccin, atunci nu trebuie să-ți mai faci acel test care să-ți iasă negativ. Dar când vii aici, înainte să te îmbarci pe vapor, trebuie să îți faci testul rapid și ne-a băgat așa chestia aia în nas. Ne-a ieșit, bineînțeles, negativ. Și asta s-a întâmplat pentru absolut orice pasager de pe vapor. Să suntem ca un fel de bulă. Toată lumea trebuie să poarte mască la interior, chiar și la exterior, dacă te plimbi dintr-o parte într-alta, numai la piscină sau dacă stai la masa ta sau la restaurant, bineînțeles că nu porți mască. În rest, peste tot porți mască. Și ca și porturi, nu mergem decât în două porturi. Unul este în Bahamas, în capitala Nassau, unde stăm o zi. Și numai cei care sunt vaccinați au voie să iasă și se plimbe singuri. Cei care nu sunt vaccinați poate să iasă în Bahamas, dar numai cu excursii organizate de către MSC, de către compania de croaziere. Și iar se creează tot așa ca un fel de bulă, unde îi pune pe toți și nu intră în contact cu niciun om local. Și apoi a doua insulă pe care o să mergem este o insulă virgină, nu trăiește nimeni, în mijlocul Atlanticului, este o insulă concesionată de cei de la MSC, de la statul Bahamas, și o să întâlnim acolo apa aia perfect, perfect albastră. Da, și multe distracții pe vapor pe care abia aștept să vi le arăt, restaurantele arată extraordinar. Când am intrat pe vasă, am văzut toate magazinele, toate shop-urile, arată ca un mall, scările sunt bătute în Swarovski, adică este o minunăție și o minunăție. De-abia aștept să vă arăt toată vacanța asta, pentru că sunt sigură că o să fie o vacanță fantastică. Relaxarea a luat sfârșit. După ce am stat în cameră, am făcut acel drill obligatoriu cu toate măsurile de siguranță și acum am ieșit aici sus pe deck ca să urmărim cum pleacă vasul din port. Este un peisaj foarte frumos, deoarece pe o parte vezi Miami și pe altă parte vezi Miami Beach. Întotdeauna este o imagine extraordinar de faină. Thank you.
dar ce frumos este aici. Deci pur și simplu acolo este piscina acelei clădiri și este ca un fel de junglă urbană. Nici nu-ți dai seama că ești la etaj. Foarte frumos amenajat. Foarte, foarte frumos. Asta înseamnă să fii bogat, să trăiești în Miami, guys. Guys, pregătiți-vă, în curând o să vedeți celebra plajă din South Beach. Și aici, guys, după cum vedeți, aici avem celebra plajă din South Beach. Am ajuns la cină pentru că ne este foame și acum ne îndreptăm spre masa pe care o să o... Bună seara, bună seara! Ne-am întâlnit și cu un român aici. O secundă, îmi pare bine. În casa mea. Ah, ce frumos! Super! Super! Pare bine, Valentin. Adică sunt și români. Suntem toți români, da? Da, suntem de mulți ani, numai că... Hai că ce bine, ni s-a dat masa și o să ne servească un român. Ce ziceți de asta? Din partea casei am primit aici niște brânză. Luați. Deja nu mai e, că este prin farfurii, este atât de bună. Dar am primit pentru că ne-am făcut un prieten. Ne-am făcut un prieten român aici pe vas, primul prieten român. Sperăm să găsim mai mulți. Am ratat aperitivul, mi-am luat un ceviche, dar era să ratez și felul principal. Am aici un pește grouper cu orez și cu niște legume și cu un vin roșu. Ciprian, tu ce ai acolo? So this is a lamb chop, but it's just the meat. So miel. Da, miel. Într-un medium, sos. Într-un sos cu cartofi și cu cuscus în roșu. Arată bine. Yummy. Ia uite roșia cu apă. Bine plătit și pe Ciprian aici, când vii la mare. După o masă copioasă, am ajuns la shopping, activitatea mea preferată. Da. Ciocolată? Dar scria cu parfumul. Uite, am nimerit bine, am nimerit la băuturi. Grey Goose? Ua, ia uitați câta sticla! Oh my god! My god! Luggage cover. Vai cât este, da, e decât $8, nici nu-i scumpă, $9, mă rog. Wow, ar trebui să ne luăm din ăștia, până plecăm să ne luăm din ăștia. Wow, și Ritter Sport din ăsta, ce fain! Alunele originale europene care sunt ferite de fabe. Oh, trebuie să luăm și din astea. Ciprian poftește la alune. Din alea europene. Va, iar o sticluță mică de 3 kg. Așa e mâna mea și uitați cât e sticla asta. Câți litri are? 3 litri. Oh my god. 3 litri de băutură. A, și aici am nimerit la produse cosmetice, nu e bine. Ne învârtim, vasul este gol, aproape că nu este nimeni pe vas, avem tot vaporul pentru noi. Lumea, vânzătorii ne așteaptă la intrare. Acum chiar că mergem la parfumuri. Mm.
Oh, aici am nevoie. Thank you. You go inside. Mm. Mm, de aici chiar mi-ar trebui ceva, de aici de la Clarins Pound. Să vedem dacă au. Dar nu văd eu, au L'Oreal pe vas? Nu știu de când. Și shade este le dă. Clarins, aici am nevoie. De ăsta am nevoie. Cel mai bun de machiant posibil. Aici. Suntem pe ultimul deck. Afară este întuneric beznă și noi facem o discotecă pe mute. Fiecare are căști, nu se aude absolut nimica, dar să vă aduc un pic mai aproape să vedeți cum fiecare dansează pe muzica care o are în căști. Ai, mi se pare, două posturi pe care le poți alterna și blue, aici blue. Blue. Ce asculti acolo? House, blue. Oh, house. Eu sunt pe verde deocamdată. Blue, blue. Și fiecare persoană de aici, pur și simplu, toată lumea se distrează. Blue pentru house. Pe muzică mută. Adică, mă rog, nu e mută dacă ai căștile. Hai, ține puțin. Dă-mă pe blue și ține cât. Ah. Ce fac ăștia, bă? Da, așa mai da. A, ăla, da, baby, da, baby, da. Ce putem să comandăm la micul dejun. Avem lapte cu cereale, omletă, cu niște salată. L-am găsit pe Ciprian. Aici avem tot felul de mezeluri și pâine. Ce bine arată pâinea! Cipri, ce ți-ai luat? Ochiuri, pâine, șunturiță și niște unii. Oh, nice! Eu mă duc la croissant. Aici este zona de mâncăruri calde, cu bacon, cu cârnăciori. Wellness, aici este, dacă vrei să mănânci mic dejun cu puține calorii, ai ca un fel de salată de fructe. Și cu pâine în ou. Și aici este zona mea.
zona de croasante. Ce să-mi iau de aici? Good morning, how are you? Can I have the... Yes. Yes. Thank you. No, just that. Thank you. Și cred că mai iau niște fructe și atât. Viața este mai bună după ce am luat micul dejun și acum ne-am hotărât să ieșim afară în port, pentru că nici nu v-am zis, astăzi am docat vasul aici în Bahamas. Suntem în capitala Bahamasului, în Nassau, și ca și destinații principale aici avem două atracții principale. Unul este hotelul Atlantis, ce se află în partea stângă a mea, și în partea dreaptă a mea se află Bahamar, un alt mare hotel care este un hotel nou deschis. Noi am mai fost de vreo 3-4 ore aici în Nassau și am vizitat Atlantisul, așa că acum o să mergem în premieră în Bahamar Hotel. Am foarte multe show-uri acolo, pare că hotelul o să fie de foarte mare efect, așa că hai să mergem. Guys, din port am luat un maxi taxi, ne-a costat $18 pentru amândoi și plecăm în acest resort Bahamar. V-am mai spus, n-am mai fost niciodată, dar haideți mai bine să vă arăt cum arată pe aici prin Nassau. Cei de la Tory Burch. Da. N-avem noroc, guys. Shop-urile sunt închise, dar deocamdată se deschid la ora 2, din câte am înțeles, și nu e 2 încă. Așa că o să mergem la... Nu la spa, mergem la casino. Hai să jucăm niște bani. Poate avem ceva noroc. Oh! Wow, ce cafenea drăguță! Să vă arăt ce cafenea faină! Wow! Și ce fain, miroase! Wow! Asta da design fain! Oh my god! Și ia uitați ce au! Pe asta o vreau! Ce bine arată! Și această guboașă, foarte bine arată! Nu, eu nu pot. Și aici au niște ice cream, niște înghețată. Ice cream, you scream. Asta este o glumă americană. Știam că s-a deschis acest resort nou în Bahamas, pentru că un prieten de-al nostru ne-a spus despre acest hotel și cred că pe viitor o să venim aici, să stăm la acest resort, să luăm așa un mic avion din Miami până aici, probabil că facem undeva la o oră, și apoi să stăm o săptămână la acest resort. Este absolut fantastic, e minunat, parcă ești în paradis. Ai foarte multe camere de hotel aici, ai magazine, ai plajă, ai golf, ai piscine, ai pur și simplu tot ce vrei și ce nu vrei. E, nu știu, paradis pe pământ.
Oh, uite, shop-urile astea sunt deschise. Nu știu ce este. Oh. Hello. Good, how are you? Wow, it smells so nice in here. Yeah, I like also the design. Este timpul să jucăm la casino, să vedem dacă ne plătim toată vacanța cu banii pe care îi câștigă Ciprian acolo. Hai Cipri, te simți norocos? I don't know. Cine ăsta? Chiki Chan? Ne-a vibrat scaunul. Ți-a vibrat scaunul? Hardcore. Woohoo! Ciprian face câștiguri mari aici, nu glumesc. Glumesc. Hai să vă mai arăt ce mai este prin casino. Câștigăm acum. Jucăm Willy Wonka. 75 de lei, dar jucăm 75 de lei. Aha, nu trebuie să umpa-lumpa. Umpa-lumpa! All bets play 25 lei. Asta e, guys, ne-am găsit mașinăria. Nimic. Atâtea candy-uri și nimic nu ne dă. Mai dă capul. Am găsit piscina și plaja și vreau să vă arăt un pic, pentru că mi se pare absolut fascinant. Cred că asta este, dacă vrei o vacanță la ocean, ăsta este hotelul perfect. Pare așa să vii să stai, da? Da. Și totul aici este atât de bine întreținut. Wow. Aici avem apartamente. Poate vă întrebați, poate vă întrebați de ce nu mergem astăzi la plajă, ținând cont că suntem de dimineață până după amiază aici în Bahamas. Well, în zilele următoare o să mergem pe o insulă virgină aici în Bahamas și o să avem o zi întreagă de stat la plajă, așa că astăzi am vrut să vedem altceva. Și cum vă spuneam mai devreme, noi am fost de foarte multe ori, de cel puțin 4 ori aici în Nassau, în Bahamas. Am vizitat centrul orașului, am vizitat Atlantisul, așa că acum am aflat de acest hotel, Bahamar, și aici nu fusesem niciodată și am zis că de ce nu, hai să explorăm și zona asta. Și eram așa un pic interesat și de zona de shopping, pentru că aici prețurile sunt mai mici, taxele nu sunt așa de mari și dacă vrei să-ți iei ceva care ar costa mai ieftin decât în America, wow! Ia să tragem un ochi aici la piscina de aici. Wow. Wow, ce frumos e. Uite, au și bar. Wow. Se aude numai limba engleză aici. Dar haide să vedem dacă reușim să vedem și plaja adevărată. Oh my god. Oh, wow, flamingo. Nu știu ce să vă arăt mai întâi, guys, pentru că totul este atât de frumos. În zare se vede apa. O să mergem acolo, dar vreau să vă arăt altceva. Au flamingos aici.
cât de frumoși sunt! Vai! Hello, babies! Nu sunt sfioși absolut deloc. Ia uite-i. Vorbiți cu noi? Da. Aici sunt mai mulți. Vai. Hai să vedem plaja. Oh my God. Wow. Să încercăm aici. Ia uite, au toalete aici. La botul calului, ca să spun așa. Wow. Asta este apa de Bahamas, guys. Wow. Ce mai pot spune? Nu mai pot spune absolut nimic. Guys, am găsit cea mai frumoasă priveliște aici în Bahamas, explorând acest hotel. Și vreau să împărtășesc imaginea cu voi pentru că este absolut fantastică. Și apa de aici din Bahamas, știu că mă repet, dar nu mă pot abține pentru că este foarte, foarte frumoasă. Hai să vă arăt și vouă minunăția din spatele meu. Ce căldură mare afară! Ne-am întors de la Bahia Mar, ne-am dus un pic prin centru aici lângă port. Am făcut câteva cumpărături, Ciprian le are acolo, am cumpărat câteva chestii cadou și acum ne îndreptăm spre vapor. De-abia aștept să iau o margarita rece și să mă bălăcesc în piscină, cam asta o să se întâmple. Și ziua încă este tânără. Cine știe ce distracție o să mai avem în seara asta. Ce avem planuri astăzi? Italian restaurant. Oh, astăzi ne-am făcut rezervare pe vapor la un restaurant italian. Așa, un restaurant mai special. So, acolo o să avem cina în seara asta. Și apoi să vedem ce show-uri mai au pe vas. Dar în momentul ăsta visez la o margarita rece și la piscină, pentru că este cald! Gata, a sosit momentul să lăsăm Nassau în spate și acum ne facem un pic de cap la piscină. Este crazy cum după aproape 2 zile de stat pe vapor, nu ne-am bucurat nici măcar 2 minute de pool, de piscină. Până acum, de-abia ce am intrat o tură și toată gașca este aici. Îmi place faptul că ești deja în apă aici, dar piscina începe să se adâncească de aici. Este apă dulce din ocean, tratată, dar foarte sărată și nu poți să noți. Deci pur și simplu stai la suprafață. Pur și simplu stai de picioarele sus. Dar oricum e fain. E Galina? Hello! Cum pui frână? Doamne, cum e apa, am pălit păl, nu pot să nos, nu pot să faci nimic. Te ține singură la suprafață.
Da, pregătită de seară. Cam așa arăt. Este timpul pentru show-ul de Broadway. Este un musical. După care avem cină la restaurantul italian. De-abia aștept. Hai, voi mergeți cu mine. Noaptea e lungă. M-am îmbrăcat oarecum în alb, pentru că astăzi este și white party sau trebuie să purtăm ceva alb. Așa că sunt gata de plecare. Ciprian deja mă așteaptă la teatru. Așa că hai să mergem. Oh, guys, suntem la restaurant, luăm cina. Ce încurcătură aici a fost. Noi ne-am luat un pachet de restaurante, toate rezervările fuseseră anulate. Suntem cu prietenii noștri, la ei nu mai apăreau că aveau această rezervare de restaurante. Ce bătaie de cap! Dar în sfârșit suntem aici, nu mai avem rezervare la restaurantul italian. Se pare că... Nu există? Să Ciprian ne spune că nici măcar nu există. Deci această vacanță până acum este un joke. Numai nu știu câte probleme am avut. Deci pur și simplu totul este greșit. Și cred că se datorează faptului că este pandemie, nu sunt suficienți oameni pe vapor, cei de la birouri au încurcat toate lucrurile. Dar în fine, încercăm să ne facem vacanța asta plăcută, frumoasă. Mâine o să fim la plajă, ce mai contează? Hai, să vă arăt ce mâncăm în seara asta și apoi să vedem cum ne mai distrăm sau în ce încurcături mai intrăm. Eu ca și aperitiv mi-am luat scoici într-un sos roșu. Mă bag și aici la prieteni. Ana, tu ce ai? O salată? Nikos, ceva mediteranean. Ciprian de foame și-a terminat toată mâncarea, avea o tuna tartar și mai avem acolo încă un tuna tartar. Roze, pentru că suntem la restaurantul pescăresc, apă și cam atât. De ce râs de mine? Deci, pur și simplu râdem de nu mai putem, pentru că e singurul lucru pe care îl mai putem face. Pentru că altfel ne-am enervat. Noi ne-am luat și niște pachete de băuturi și toate pachetele sunt super încurcate. Mă rog, nu o să intru aici în povești din astea detaliate, că nu interesează pe nimeni, însă credeți-mă pe cuvânt. E super funny și super trist în același timp. Guys, până nu uit aici să vă filmez și mâncarea mea, felul principal, mi-am luat aici un ton care vine așa la cart, nu vine cu nimic în farfurie, dar it's ok. Arată foarte bine. Ciprian, tu ce ai? Tu ai scoi? Uh-huh. Marius are tot ca și mine. Mă copiază. Și Ana are un cod. Black cod. Cod negru. Cod negru. De caliculă. Da, să... Cam asta este. Acum poftă mare. Dintr-o greșeală foarte fericită am ajuns la muzică fado. Este un club aici pe vas, peste